Adriana Ilincă, sportivă în cadrul secției de canotaj de la CSM Călăraș, s-a clasat pe locul 8 în topul celor mai buni sportivi din România, alături de Simona Halep și Larisa Iordache. Anul trecut, Adriana Ilincă s-a clasat pe primul loc în clasamentul celor mai buni sportivi înscriși la CSM Călăraș. Sportiva antrenată de Eugen Suciu și Daniel Bănățeanu a obținut locul întâi la campionatul european de canotaj senior din Polonia și locul întâi la campionatul european Under 23 din Germania. Ilincă este componentă a lotului olimpic de seniori al României și se află în pregătire pentru participarea la Jocurile Olimpice din acest an de la Tokyo. Cum vedeți dumneavoastră rezultatele și activitatea pe care ați derulat-o anul trecut? Sunteți mulțumit? Cu foarte multă bucurie și satisfacție și cu o deosebită mândrie. Vă informez că anul 2020, din punct de vedere al rezultatelor sportive, a fost un an cu totul excepțional. Și, practic, cea mai ușoară evaluare se face prin prezentarea rezultatelor muncii. Și aceste rezultate sunt remarcabile, respectiv la marele competiții internaționale, campionatele europene, cu sportivi mult mai mici de vârstă decât competițiile la care au participat, am reușit să obținem un număr de 8 medalii, dacă e nevoie de număr, în frunte cu Ilincă Adriana, care este dublă campioană europeană, atât la categoria ei de vârstă, under 23, are 21 de ani, cât și medalie de aur la campionatul european de la Poznan. A fost prima medalie obținută de cel mai bun sport românesc pe anul 2020, de canotaj, la proba 2 rame. Această sportivă, amintesc, este și calificată la Jocurile Olimpice, care s-au amânat și se vor ține în acesta, trebuiau să se discute anul trecut, dar din cauza acestei nenorociri, pandemii, deci competiția, marea competiție a sportului a fost amânată pentru 2021. Multe alte rezultate valoroase m-au obținut prin Cașu Mădălina, care în panoplie are deja 4 medalii la marile competiții la campionatul european și este și vicecampioană mondială. Am uitat să spun că Ilincă este și campioană mondială. Iuliana Timoc, medaliată și cu argint la campionatul european Under 23. Drugă Cristina, medaliată cu bronz. Ea trecut la o categorie de vârstă superioară. Este campioană europeană, dar la categoria de vârstă juniori. Medalia la campionatul european, o surpriză plăcută pentru noi și pentru mulți alții, a fost aurul obținut de Loredana Marin la campionatul european de box de la Budva din Muntenegru. Mai ales că la această competiție, finala a susținută un reprezentant al Rusiei. Rusia este cea mai tare națiune în acest sport, în box. Și ca să obțină victoria, pentru că în lume se poartă multe chestii neplăcute, mai ales la box, nu știu ce neva se întâmplă pe acolo, în sensul că este asigurată conducerea Federației Internaționale de Box de către Rusia și arbitrii la marile finale sunt desemnați tot de către Federația Internațională. Și ca să obțină victoria în acest meci, trebuia să... pur și simplu trebuia să o pună jos, cum se spune, la modul direct. Vreau să spun că a dominat lupta, cele trei reprize, de la început până la sfârșit și în ultima repriză practic a fost făcută knockout reprezentantă Rusiei și fără niciun fel de dubiu Marin Loredan a fost desemnată campioană europeană. Altă medalie de bronz am obținut tot la box prin un sportiv care este mai mic de vârstă, cum sunt toți ceilalți sportivi, e vorba de Pavel Ionuț, la prima categorie 46 de kg. Deci un număr de 8 medalii care îmbogățesc, cum îmbogățesc an de an, zestrea municipiului, a județului Călăraș și chiar a României. Și aceste rezultate nu numai că ne dau satisfacție, dar ne umplu de mândrie. Chiar dacă ne încarcă și de o puternică responsabilitate, pentru că rezultatele obținute rămân, contează cum te pregătești ca să obții noi rezultate și practic noi am dat startul pregătirii pentru anul 2021, unde la marea competiție Jocurilor Olimpice de la Tokyo avem angrenați în pregătire 4 sportivi. Aceștia sunt Ilincă Adriana, Chioseau Alexandru, tot de la canotaj,
se mai poate califica și este în pregătire în acest moment cu lotul național ca și Mădălina și ea de 4 ori campioană a Europei. Și îl mai avem în pregătire și pe Mihai Pălăghia, campion național de senior la lupte, clasat pe locul 5 la campionatele europene Under 23, dar și de senior, și locul 4 la Doha anul trecut la campionatul mondial sportiv tineri până la 23 de ani. În urma acestor rezultate remarcabile, știu că CSM Călăraș, la finele fiecărui an, făcea un clasament al sportivilor. Ați făcut acest clasament și dacă ne puteți spune și nouă sportivii care au intrat. Sigur că da. Am și făcut public acest clasament pe baza unor criterii clar stabilite de Ministerul Tineretului și Sportului. Fără niciun fel de dubii, pe locul 1 s-a clasat sportiva Elinca Adriana, sportivă descoperită de Suciu, antrenorul Suciu Eugen, dar el lucrează în echipă cu mai titratul și mai experimentatul bănățeanul Daniel. Pe locul 2, deci am amintit că este campioană europeană și la Under 23 și la senior și fostă campioană mondială. Pe locul 2, un alt mare sportiv de-al nostru, Chioseau Alexandru, și el vicecampion mondial și triplu campion european, dar în anul trecut s-a clasat doar pe locul 2 la campionatul european de seniori, el fiind mai mic de vârstă. Pe locul 3 în acest clasament s-a clasat Cașu Mădălina și ea este campioană europeană de senior, dar într-o altă probă în anul trecut, la Lucerna. Practic a fost una din puține medalii de aur obținute în 2019 de către delegația României. Pe locul 4 s-a clasat Iuliana Timoc și abonată la toate marile competiții, medaliată inclusiv la mondiale, deși la europene și la mondiale. Anul trecut s-a clasat doar pe locul 2 la campionatul european până la 23 de ani. Urmează, am forțat puțin nota cu Loredana Marin, pentru că este o sportivă de mare perspectivă, în sensul că ea a obținut medalia de aur la o categorie de vârstă tineret, numai că în criteriile de stabilire a vârstei, vârsta este la box până la 18 ani la tineret. Deci este campioană națională a României și medaliată cu aur, o performanță cu totul deosebită. Pe următorul loc în clasament este Drugă Cristina, fostă campioană europeană, dar l-am trecut obținut doar o medalie de bronz. Urmează apoi Ionuț Pavel, medaliat cu bronz la campionatul european de junior 15-16 ani de la Budva. Apoi Pălăghie Mihai, care este în lotul olimpic de seniori. Am amintit rezultatele lui și pe mai este în acest clasament și o altă sportivă pe care nu am depistat-o doar de 2 ani jumate. Dar are niște calități, are un talent fenomenal, fata aceasta, se numește Matran Ana Maria, deși a fost selecționată și s-a hotărât să reprezinte România într-o probă foarte grea, proba de simplu vâsle. Ana Maria Matran a reușit calificarea în finala probei și a obținut un excepțional loc 4. Pe ultimul loc în clasament, o altă sportivă de la canotaj, Guzran Maria, care și-a s-a calificat la campionatele europene în finală și a obținut un loc 9. Aceștia sunt cei mai buni sportivi ai noștri. Medalele lor sunt cele mai valoroase, dar totalul acestor medalii obținute de Clubul Sportiv Municipal este de 52 de medalii. Le-am notat eu aici, între care 20 de medalii de aur, 18 medalii de argint și 14 medalii de bronz. 22 de sportivi, urmări de 22 de sportivi, am reușit să promovăm loturile naționale ale României, ceea ce nu este un lucru ușor. Acești sportivi fiind toți excepționali și, într-un fel, putem spune că asigură perspectiva sportului românesc în următorii ani.